De anul viitor, pe străzile Severinului vor circula autobuze electrice. Reprezentanții primăriei au semnat contractul de achiziție cu firma care va aduce cele 6 autovehicule cu motor verde în orașul nostru. Prin acest proiect, autoritățile locale își propun reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Mulțumesc! Mulțumim. Să fie într-un ceas bun! Sperăm că veți respecta. Cel mai important este să respectați termenul de livrare. Le-am spus oamenilor că în 14 luni ele vor fi livrate. Mi-aș dori să vin... Nu ne supărăm deloc, dar da, dacă ele ajung mai devreme, cu atât mai bine, pentru că merg către cetățeni. Reprezentanții primăriei Drobeta-Turnul Severin au semnat contractul de achiziție pentru cele 6 autobuze electrice care vor ajunge în orașul nostru începând de anul viitor. Pe lângă achiziționarea autobuzelor electrice vor fi montate și 6 stații de încărcare lentă, fiind totodată dotat și dispeceratul din cadrul centrului de comandă și control. Prin acest proiect, primăria își propune să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. 6 autobuze, semnăm astăzi contractul, 14 luni furnizare, 2.300.000 fiecare autobuz, 6 stații de încărcare în cadrul acestui proiect, încărcare lentă. De asemenea, primăria lucrează și suntem pe punctul de a finaliza centrul intermodal și depoul aferent pentru aceste autobuze. Deocamdată va fi un depou deschis, dar luăm în calcul pentru anul viitor, când vom avea autobuzele, să închidem acest depou, să-l putem face funcțional închis. Autobuzele sunt moderne, având aproximativ 90 de locuri și sunt dotate cu aer condiționat, sistem ticking, ce permite achiziționarea biletelor online, sistem de informare a călătorilor și de supraveghere video. Vorbim despre autobuze de 11 metri, cu capacitatea călătorilor de peste 90 de călători pe scaune și în picioare. Autobuze dotate cu toate echipările moderne și atât de necesare pentru toate categoriile de utilizatori. Vorbim despre rampe pentru persoane cu handicap locomotor, despre locuri destinate persoanelor cu mobilitate redusă, despre panouri de informare. Prin acest proiect vor fi montate 3 stații de încărcare lentă pe bulevardul Topolniței numărul 5 și o stație de încărcare rapidă în zona parcării de la pădurea Crihala.